Bună seara, oameni buni! Azi e data de 26 iulie 2017 și ora 94 minute. În seara aceasta am decis să discutăm pe o nouă temă. Această temă se numește despre legea antifumat în spațiile publice închisă și deschisă. Această temă a fost propusă de către Valentin Borodache, care se află cu noi în discuție acum. Îi voi da replica după ce o să termin introducerea. Dacă o să vreți să intrați în discuție cu noi, o să trebuiască să ne cereți link cu mesaj privat de Facebook, Twitter sau Skype. Nu putem să afișăm public linkul, deoarece un colegul nostru activist, Oleg Brega, a fost atacat într-o transmisiune direct și din cauza asta a primit restricții pe 3 luni să facă transmisiuni live. Și nu vrem și noi să avem așa probleme. Bine, avem deja un spectator care ne urmărește. Te rog, Valentin, dacă vrei să cuvântezi. Cred că nu mă aude. E închis microfonul și vrei să vorbească. Valentin, dacă mă auzi. Bună seara la toți. Sunt bucuros că, iată, sunt majoritatea aici activiștilor sau care ne privesc în direct acum. Am ales așa o temă astăzi, fiindcă am auzit la vreo 3-4 canale de televizor tema fumatului și despre legea antifumat în spațiile publice închis și deschisă. Și am căutat ceva informații din care aș vrea să spun că producătorii de tutun sunt dați în judecată de mult, adică nu de acum, undeva în 17 țări. După exemplu avocaților din Olanda, procesele vizează, adică infracțiuni așa ca umorul deosebit de grav și fals. Țigările și alcoolul se scumpesc din nou la noi, chiar în țară, din 2018. Și aș vrea o replică lui Vecislav Ioniță, întâi să citesc ce a spus dumnealui. Nu trebuie să existe țigări ieftine, din cauza că la noi accizele la țigările fără filtru sunt de 4 ori mai mici decât la țigările cu filtru, ne pomenim în situația că a crescut consumul de țigări fără filtru. Ne pomenim în situația că a crescut, deci aceste țigări care sunt mai ieftine fără filtru, ceea ce a dus la pierderi la bugetul de stat. Dar cel mai grav este că e afectată sănătatea populației. Așa a declarat Ioniță. Deci știm cu toți, legea antifum este legea 207. Și aș vrea să întreb chiar prima întrebare. Întâi am vrut să spun că eu în viață n-am fumat nici o țigară și mi se pare că cineva încă dintre voi tot este aici care nu a fumat. Am încercat, nu zic, jumate de țigară în armată. Și am vrut prima întrebare, care ar putea să-mi spui tot la început dacă a fumat și fumatul este o stare de bine? Cred că începem cu Oleg. Pot eu Oleg să din spune. București. Dar și m-ați găsit pe mine cel mai mititel aici să începeți cu mine. Îmi pare că tot noi fumate, ce e? Eu probabil n-am fumat pentru că am putut să zic nu și invitațiilor colegilor de clasă sau colegilor de toloacă sau eu știu, tentațiilor culturale, hai fii cool, fii în rând cu lumea și pornirilor interne, ia să încerc, ia să par interesant, ia să încerc să mă calmez cu țigară sau ceva din felul ăsta. Probabil datorită faptului că știu să zic nu când nu mi se pare rațional, acceptabil sau sănătos pentru mine, de asta n-am fumat niciodată. Cum zicești, domnul Borodache, am încercat și eu cu frunze de nucă sau de viță de vie când eram copii. Sau am încercat odată când lucram la televiziune și am rămas singur până seara târziu că
aveam buletinile de știri la ora 11 și de la mesagier de la ora 7-8 până la 11 nu se întâmpla nimic și în redacție rămâneau țigări și brichete sau chibrite de la colegii sau colegile mele și am încercat odată din cele de dame, subțiri, fine și tot nu mi s-a părut nimic interesant să fumez chestia aceea și gata și mi-a fost clar, am înțeles. Nu știu de ce încă mai consum uneori băuturi alcoolice, dar și din cele tot iau light, așa, revigorant, îmi plac semi-dulci sau dulci, tării nu-mi place niciodată, cred că n-am fost beat niciodată, iar cu țigările mi se pare cea mai irațională ocupație. Lasă că dacă de la alcool poate cumva mai amețești, se dezleagă limba, mai socializezi, dar la țigare, numai când se adună oameni la țigare sau ca să evite munca, serviciu, își iau pauză de țigară, se adună la balcon sau, eu știu, un hol sau la toaletă. La toaletă se adună și oamenii socializează la o țigară. Poate numai atâta efect de socializare are țigara, dar altfel mi se pare absolut aberant, fără noimă și periculos pentru sănătate să bagi nu doar niște fum în tine, dar fum periculos cu nicotină și cu smoală și cu timirce, plumb și alte metale grele. Oamenii știind chestia asta, văzând pachetul de țigări pe care scrie, periculos, poate cauza cancer, prostatit, temirce, ciroză și alte tâmpenii, inclusiv impotență, oamenii continuă să fumeze. Asta mi se pare greu de explicat. Asta mi se pare una din fețele necunoscute ale ființei umane. Și mi-e greu să comunic cu omul care fumează. Îmi pare omul cu handicap, cu probleme mentale, dacă e capabil să fumeze foarte mult, periculos pentru sine, omul mi se pare cam fără rațiune sau semi-rațional, ca să zic așa. Și de asta zic că e foarte bine că statul a început să se gândească la sănătatea oamenilor, să pună accize și să scumpească țigările, să limiteze locurile unde poți fuma, să-i protejeze pe fumătorii pasivi, pe cei care nu au viciul ăsta și mai ales copiii minori și tot așa. Și deci cred că statul ar trebui să se împotrivească mai mult businessului cu tabac, și care e un business foarte prosper, să se împotrivească mai mult și să apere sănătatea omului, pentru că tot statul se cheltuie o grămadă după aceea ca să-i trateze pe cei cu ciroză, cancer și temir ce alte boli. Și scurtează durata vieții sănătoase și active a omului tabagismul. Da, mulțumesc. Am vrut să spun că acum s-au introdus în lege niște pictograme, așa, denumiri. Parlamentul a aprobat aceste. Toate țările europene au aprobat aceste pictograme. De ce? Asta sunt niște inscripții foarte mari pe pachetul de țigări. Și, de exemplu, din 2018 o să fie 5-6 pictograme de este, dar una dintre însele chiar m-a uitat cum scrie. Fumatul blochează arteriile, așa o scrie pe asta. Și cu imagini sugestive mari, adică mășcate, ca de exemplu o femeie gravidă care înăuntru poartă copilul, deci așa pictograme vor fi. Și undeva 65% din suprafața pachetului de țigări vor fi numai cu aceste pictograme, așa spus, fotografii, ca lumea să fie avertizată tare până la os, ca să nu fumeze. Și totodată vreau să spun că aceste 14 pictograme, chiar care o să fie, sunt preluate de la Ministerul Sănătății din Australia, adică cumpărate de Ministerul Sănătății nostru, și două din Canada. Totodată am vrut așa întrebare, cum poți informa corect un fumător ca să nu fumeze? Și avem pe Valeriu aici, poate Valeriu îmi spune. Bună seara! Bună seara! Mas de mult? Eu? Nu, eu am lepădat, am 3 ani când am lepădat, dar am lepădat din nevoie. Am și lămuresc care e situația. Fumez, am fumat. Din clasa 9, de la 15 ani până la 28 de ani.
Și-o terminat tot fumatul meu cu un accident, adică cu o boală, am avut tuberculoză. Jumătate de an am stat în spital, m-am lecuit și încă un an de zile acasă, adică cursul de lecuire așa era, de un an jumătate la mine a fost. Și mai am avut încă și probleme și cu alcool, adică până la accident cu boală. Cum am început? Am fumat singur. Plus la asta m-ai tras în curs asta încă prietenii apropiați mii, care deja acum sunt cu metri, adică trăim într-un bloc. Eu am lepădat și din urma mea, adică au început să lepede și ei, adică au și ei deja, de când s-o dezis de viciul ăsta. Adică cu toată rușinea, asta a fost la mine situația. Mai mult ca atât, am... lucram la o companie din 2010 până în 2012 la o companie de care fabrică alcool, la vinzavod în limba moldovenească, așa se mai sune. După ce m-am însănătoșit, o leacă ne-a mai venit și minte la cap, m-am dus și am dat să fac studii. Tărât să n-am nimic afaceri cu... industriile este, adică cu industria tutunului și industria tutunului și a prelucrării alcoolului. Am avut o ofertă de lucru la Artinox sau ceva genul, am uitat, și plăteau bine, începând la 50 de lei pe oră până la 100, mi-a spus, ca sudor. Însă am refuzat din motivul că ei 80% din comenzi lor sunt pentru fabricile de vin și alcool. Vinificațiilor. Și am mai avut eca generali, cum ce am avut eu de a face cu tutunul, suferința. Mai mult ca atât, eu încă și până în continuare sufer indirect de la consecințele fumatului. O persoană dragă mie, fosta soție și deja concubina care acum trăiesc, tot fumează și nu știu cum să le scot din curs asta. Și el puțin față de mine le interzic fumatul cu orice, adică și el puțin cu mine nu fumează. În orice caz, dar eu nu pot să fiu pe timp cu ea, cu concubina. Și încă tata meu, la fel, consum, după spus lui, el consumă tutun în clasa 4, să primești la 12 ani. El nu se vede fără fumat, plus la asta e tot un alcoolic, suferă și face scandal în fiecare seară. Punem așa. Adică, direct eu cândva am suferit, dar indirect încă sufer până în continuare, adică la consecințele fumatului și alcoolului. Ai făcut o publicitate tare, cum s-ar spune, nu, tare bună, dar prin asta ești corect, spui adevărul. Am nu vrut chiar să adaug că totodată pe pachetele acestea de țigări se va afișa și un telefon verde, adică pe pictogramă asta, unde fiecare telefonând poate afla cum poate să scape de fumat. Iată, poate din 2018 le era ta și cum cu bine e matale și poate vrea să citească. Dar cum aș vrea să întreb pe Alexandru, fiindcă dumnealui este o persoană încă minoră, minorii trebuiesc consultați sau tinerii ca să nu fumeze? Cum s-o poți, Alexandru? Păi, fiind minor încă de la vârsta asta, e prea de vreme încât să încep să fumez. Asta e părerea mea. Dar vă povestesc și eu ce aventuri am avut și eu. Eu tot am încercat, când eram mai mic, tot am încercat să fumez odată țigări reale. După aia odată am încercat să fumez țigară electronică, dacă ați auzit de astea. Da, am încercat, nu cu o dată, de vreo 2-3 ori, dar după aia m-am lăsat, nu am continuat. Și mama mea știe de asta,
n-am ascuns de dânsa, chiar și colegii de clasă și dirigenta știu de asta. Acum, ce se refereau la alcool, eu mai consum alcool rare ori, numai cu permisiunea mamei. Eu uneori îmi dă voie să consum alcool, dar numai să știi să nu consum prea mult, că știi că dacă eu îți consum prea mult, o să încep să fac scandal. Și asta e problema. În general, eu nu chiar consum alcool. Sau dacă eu pot spune că numai dacă mi-au biere uneori fără alcool, e că asta e sigur. Așa cum mi-a luat și sâmbăta trecută, când a fost la bazin și împreună cu prietenii am băut bere fără alcool. Și asta e. Eu să pot că minorii nici nu trebuie să informați despre țigări, dar consultați ar trebui tinerii care încep deja vârsta de la 18 ani sau încep acum. Totodată am vrut să spun că dacă ne mergi la un spital, polița acoperă numai unele cheltuieli la spital. Ca să ieși, adică să ieși sănătos din spital, trebuie să dai niște bani grei. Ce părere aveți despre aceea că omul fumând singur își distruge sănătatea? Cum de-l convins ca să nu fumeze? Nu știu dacă e chiar posibilitatea ca să-l pot convinge să înceteze fumatul, dar din câte știu eu, fumatul îi dăunează la sănătate, deoarece fumul ăsta pe care el îl ia înăuntru se duce la plămâni. Și așa încep să îi se distrugă plămânii. A, da, taman că vorbim despre asta, vreau să mai povestesc ceva. Am fost la o lecție publică despre agresivitatea umană și acolo am arătat prezentări în care spuneau despre femeile gravide și spuneau că femeile gravide care consumă alcool sau fumează în timpul sarcinii, din cauza lor, copilul devine mai agresiv, din cauza că fumul face mai multe daune la creierul copilului cât timp femeia este însărcinată. Și alcoolul acolo, știți voi de obicei, că îi distruge maiora, sau cum mai corect de spus. Deci asta este ceea ce mi-au spus, că suferă mai mult așa copilul și devine mai agresiv din cauza fumului pe care îl consumă, să zicem, mama lui cât timp era gravidă. Și evident de ce motiv probabil pot să fie că o grămadă a populației e agresivă. Mulțumesc. Ce părere aveți? Iată, deja și bancurile sunt anecdote, cum s-ar spune, s-au făcut chiar reale din viață, că unii fumează și până la 90 de ani și nu le este nimic. S-a îmbibat organismul cu fum sau s-a acomodat așa? Cum s-o cotiți? Cred că chiar e posibilitatea ca până la 90 de ani să sunt bine doar după ce au consumat țigări. El poate chiar să sufere de cancer din cauza asta, că fumează până la bătrâneță, așa, n-are cum să fie ca până la 90 de ani să nu fi suferit cancer sau așa ceva. Omul acela poate, dacă nu fuma sau nu bea alcool mult, ar fi trăit și 115-120, cum trăiesc unii foarte longevivi. Dar nu sunt de acord cu domnul Borodache. Zice că n-ar trebui tratați oamenii care cumva se sinucidă, își dăunează sănătății fumând. Oamenii ăștia, eu cred că cu boală psihică, cu dependență de astfel de chestii, eu știu, de nicotină, de alcool. Oamenii ăștia sunt labili, influențați de publicitate, de tradiție, de cultură, sau nu-i duce mintea, nu-i duce imaginația să facă altceva. E și vina statului că nu i-a educat. Și iarăși nu sunt de acord cu teza celor care spunea că n-a trebuit să vorbim copiilor despre alcool și despre tabac, despre tutun. Ba, cred că ar trebui să le spunem, mai ales despre dauna.
produselor restaurant. Evident, trebuie interzisă publicitatea la tutun, alcool, în general, în presă, în mass media, la televiziuni, cu atât mai mult la posturi de copii sau să apară în calea copiilor. Evident, trebuie interzisă vânzarea alcoolului și produselor de tutun lângă școli, în calea copiilor și chiar să se interzică vinderea minorilor. Am înțeles că în Statele Unite de la 18 ani poți să te căsătorești și ești obligat să mergi la armată, dar alcool poți să bei abia de la 21 de ani. Ceea ce mi se pare interesant, oamenii ar trebui tratați în mult timp ca niște copii incapabili să decidă pentru ei corect. Și deci astfel de pericole înșelătoare și foarte dăunătoare ar trebui ținute departe. Ce părere aveți? Acum vin și eu cu o provocare. Ce părere aveți dacă oamenii ar fi forțați, cumva, eu știu, obligați să renunțe la tabagism, eu știu, cu înzecirea prețului la țigări sau cu impozit suplimentar sau cu amenzi uriașe? Mai ales ce crede, vreau să știu, Valeriu, care zice că a fumat până mai ieri și numai din motive de sănătate a renunțat și are, iată, și în familie om care fumează, și că om drag. Vreau să spun că un prieten de meu o lăsa fumatul din cauza măririi prețului, adică pe dânsul l-a determinat, nu sănătatea, adică ca pe mine, pe dânsul, adică l-a determinat prețurile, având familie, copii, eu mai bine seara mă duc și cumpăr o înghețată la copii decât eu să cumpăr pachetul și ala de țigări. Și-o făcut bine, încă și banii au rămas și încă până muie că are deja peste un an când l-a lăsat fumatul. Adică anume, politica de prețuri acționează asupra unor persoane. Nu la toate, la unii persoane acționează. Asupra mea nu... Să admitem că nu ai copii și nu vrei să le dai înghețată ca să nu îi îngrași sau să nu le strigi dinții. Dar din banii ce ai putea să-ți cumperi o bicicletă sau să nu faci niciun efort ca să-i câștigi banii ce ai. Deci o săptămână nu te duci la lucru ca să câștigi bani pentru celelalte 3 săptămâni să fumezi țigări. Ai văzut că poți să te odihnești mai mult. Iată un motiv de a economisi nefumând. Eu vreau să mai spun încă un lucru. Când eram bolnav în spital, nu puteam lepăda fumatul, adică vreau să avertizez și ceilalți care ascultă lucrul ăsta. 95% din bolnavi de tuberculoză fumează. Asta este un indicator foarte important. Eu în spital am stat, eu știu, 95%. Acolo mă tind că numai o persoană eu am găsit-o care nu fuma. Era foarte greu să lepezi fumat. Chiar în instituțiile de unde am stat, noi fumam drept când viceu sau afară, ieșem și fumam. Adică nu, era practic imposibil să lăsăm fumat în spital. Ieșind din spital deja, sora mea ne-a spus, eu eram la calculator, la calculatorul ei. Eu am spus, Valeriu, eu ți-o calculator, tu cât fumezi pe lună? Eu nu am făcut de 300 de lei, eu fumez pe lună. Eu am spus, bine, eu iau un credit, un calculator, noi îți luăm calculator. Și m-am făcut calculator, adică ieșind din spital, am lăsat și fumatul și calculator m-am făcut. Adică așa, cam asta. Eu despre mine aș spune că să fie 100 de grame, 100 de lei și o țigară tot 100 de lei. Cum nu fumam, nu bem. Aș vrea pe Oleg să-l întreb. Cum s-o potiți că ar trebui împachetate țigările? De exemplu, depus o vedet care a murit de cancer sau poate mai bine fără publicitate sau cum înainte purtau așa, aveau, nu știu cum corect zice românește, ca un portmonie la inimă și purtau țigările. Poate așa, fără publicitate și lumea poate s-ar da. Nu știu și nu cred că e necesar să experimentăm. În mod sigur, în lume deja s-a găsit soluția cum trebuie împachetate otrăvurile. Dar dacă nu s-a găsit, haideți să căutăm, să experimentăm, să punem acolo vomă, să le facem cu miros de nu știu ce. Sau pur și simplu să le interzicem. Pe de altă parte, dacă interzici vânzarea, începe să se vândă contrabandă și au câștig din asta tâlhari, ca
în cazul marihuanei, de exemplu, a altor droguri mai mari, mai tari, câștigă contrabandiștii. Deci poate că nu-i bună interdicția, dar făcut business-ul țigărilor atât de complicat, de strict impozitat, încât să le piară cheful și consumatorilor și producătorilor să se joace cu tabacul sau cu alte chestii dăunătoare pentru sănătate. Pentru tineri, vreau să mai adaug, pentru tineri erau, când eu am început a fuma, era accesibil țigările, ele se vindeau la băcate. Amu este interzis chestia asta să se vândă la băcate. Însă eu când am început a fuma, ele se vindeau, nu mai țin minte cât era, 4 țigări la un leu, pare mi se, ceva genul ăsta. Era foarte accesibil. Adică dacă pui restricții, politica asta ajută. Da, unii să câștige mafia, spunem așa, dar în schimb, oamenii mai puțin o să consumi țigările deoarece nu o să fie accesibile și mai puțin risc o să fie. Chiar las chiar așa să câștige mafia. În schimb, oamenii să câștige în sănătate. Eu să cot că interdicția aici ar fi binevenită. Eu aș spune altceva și totodată l-aș întreba pe Oleg, că Oleg este mai mult în România și poate cunoaște mai bine acolo. Timpul deficitului s-a terminat, acel de la sovietici, când se vindea pește, șprotipi sub vitrine, trebuie să stai în rând și asta. De ce totuși țigările sunt așa întrebate și trebuie să treci prutul ca să duci cum în Anglia undeva unde costă 10 euro, cred că, cel mai scump. De ce totuși așa se întâmplă? Și pe mine mă doare felul cum se fumează aici în Balcani. Am înțeles că spre est, încolo, și mai mult se fumează și nu găsesc o explicație. Aș da vina, eu știu, pe biserică că nu folosește argumente convingătoare ca să descurajeze fumatul, pe mass media că nu mediatizează asta ca o problemă, că nu o formulează și că tolerează să apară în reviste de glamour, să apară în emisiuni cu tentă pozitivă oameni care fumează și nu-i condamnă nimeni. Și statul, care, ziceam, cochetează, probabil are de câștigat din industria tutunului, anumiți reprezentanți ai statului, că mari impozite nu cred că mai plătesc aceia care fac țigările. Și nu cred că de impozite le pasă politicienilor, ci mai degrabă mită și câștig personal sau de clan. Deci vina cea mare e acestor câțiva actori din societate. Dar mă gândesc să facem efort și să ajungem la conștiința oamenilor, ocolind, ziceam, presa, educația, clasa politică și religia, să ajungem la conștiința oamenilor și cavalerii Gușan, să ne gândim, băi, oameni buni, dar de ce eu cu banii mei mă otrăvesc, îmi distrug viața, în loc să pun banii deoparte, de exemplu, sau să iau un credit, să călătoresc și după aceea să întorc creditul ăsta economisind din țigări, de exemplu, și din băuturi alcoolice. Să călătoresc, să văd lumea, să deschid orizonturi. Poate îți apare și o oportunitate de lucru mai bună peste hotare. Acum, cât e voie, cât putem călători peste hotare, cât încă mai avem acord de asociere și regim de acces liber peste hotare cu pașaport biometric. Cum? Ar trebui să-i convingem. Na, în România nu au problema asta, pentru că cu pașaport românesc poți să călătorești atât mâine, poi mâine poți ajunge și în Statele Unite și în Canada, fără viză. Dar cu atât mai mult, pentru că poți călători acum cu avionul, Ryanair, Blue Air, Wizz Air și alte companii din astea care oferă low cost călătorii în Europa Occidentală, în Nordul Africii, poți ajunge și în America Latină cu prețuri foarte mici. Ai putea să-ți pui un scop să economisești banii, ce e pentru așa ceva, de exemplu? Sau la cât de plate terenul aici în București, văd o grămadă de lume savurând plăcerea de a merge pe o trotinetă electrică. Stai în picioare și îmbli pe un oraș. Te duci 30 de kilometri, mergi cu o singură încărcătură de trotinetă. Sau alții și mai țanțoși, pe o roată merg.
roată tot cu motor electric și îl duce în tot oraș. Când nu-s dealuri cum sunt Chișinău, de exemplu, e plat ca bălțul și e minunat și oamenii ar putea să-și dorească, dacă nu mod sănătos de viață ca mine, pedalatul pe bicicletă clasică, măcar pe biciclete din astea electrice, care costă ceva. Totuși, economisind într-un an de fumat, sigur ți ajunge de o bicicletă de aia. Și 9-10 luni pe an poți să îmbli cu astfel de transport, să eviți ambuteiajele, statul în transportul public, care și costă, și e obositor, și îți consumă jumătate de viață. Sau poți să descoperi orașul, împrejurimile orașului, poți să ieși din oraș, sau dacă ieși din sat de pe undeva, cu atât mai fain, poți să vezi natura, să călătorești. Dar nu știu dacă o să putem doar așa cu vorba să-i convingem pe oameni și doar prin exemplu propriu. Poate că astfel de dezbateri sunt necesare, poate argumentele domnului Gheorghe Bobeică de la Strasbourg, să încercăm să-i convingem. Uite, e atins cuvântul acolo, biserică, și ne-am adus aminte ceva de două strofe, fiindcă multă lume se conduce chiar și de Biblie și ce spun ei. De exemplu, la băuturi spune, chiar scrie acolo, dați băuturi tari celor care sunt la pat, cum spune. Dar de țigări nu scrie nimic. Dar cei ce nu scrie în Biblie, ei tot spun că vine de la satană. Și uite, am aici două strofe, n-am să vă arăt mult, dar uitați ce spune. E tare interesant, o poezie, m-am mirat că e creștină. Îți găsă pe resurse creștine care vrea, pot fuma, se numește. Aud adesea punând întrebarea, pot bea un pahar? Mic, nu unul mare. Pare că nu scrie că e interzis, doar nu te îmbată. Ce zici, este scris? Nu prea știu eu bine multe amănunte și nu sunt importante, că doar sunt mărunte. Aud de la alții, de fumat nu scrie, deci pot ca să-l practic cum îmi place mie. Paharul ca paharul, dar de fumat e clar, nu scrie nicăieri, asta eu declar. Câteva țigări pe cine deranjează? Doar ne-am modernizat și eu îți zic, fumează. Care vrea asculta mai întrașă a video, că e foarte interesantă, despre o femeie cum a adormit așa și a visat că a venit Dumnezeu și nu a luat-o la, a citit din cartea care va pleca la cer și nu pe dânsa nu o citește. Și ea așa dormind vede un vis și în visul ceala vine Dumnezeu și citește toate numele, pe dânsa nu o citește. Și întreabă așa revoltată, de ce nu m-ați citit? Că eu am fost bravo aici pe pământ, de ce nu m-ați citit? Dar el controlează o dată, două, trei oară și când spune, zici că da, numele tău este scris, dar este scris așa ca printre fum. Fumul este gros, ce zice, ce o fi? Și în această secundă, cum spune, sora se trezi. De ce vorbesc în versă. Și atât cum e. Numai că astăzi avem, nu de fumat, dar antifumat tema. Așa că îi dăm cuvântul domnului Gheorghe Bobeică de la Strasbourg, Franța. Bună seara! Domn Gheorghe, ne auziți? Poate are probleme cu microfonul. Totodată am spus că blochează arteriile fumatul. Țigările conțin undeva 70% de substanți ce provine cancerul. De ce totuși omul fumează? Valeriu sau cine vreți, Oleg? Poate. Asta e un fel de din tinerețe la trage, s-au văzut la cineva și i s-a părut bun. Sociologii și psihologii au ajuns la concluzia că undeva majoritatea, dacă un părinte fumează, de obicei majoritatea copiilor care sunt în familie o să fumeze și ei. Adică copiii niciodată nu fac ce și le spune părinții, dar să fac ceea ce fac părinții. Adică dacă părinții, unul din părinți sau ambii fumează, ești normal că și copiii să crească și să fumează. Adică, de exemplu, cazul meu, eram predispus către fumat, deoarece la mine tata fuma. Cauza fumat. În societate cum scombatem asta, eu nu știu. De exemplu, dacă având un prim-ministru care a fost director la Tutun CTC, eu
am mari îndoieli ca el să lupte cu fenomenul fumatului. Mai mult ca atât, ei consider că statul câștigă bani pe asta. Nu câștigă bani. Eu cam, am vrut să fac un studiu referitor la cu ce bani cheltuie statul pentru subsidarea, adică industriei creșterea viței de vii și a alcoolului. Și cât pierde lecuind oamenii care suferă din cauza alcoolului. Dar nu mi-a reușit. Aș vrea, mă, că noi avem timp liber să mă ocup de chestia asta. Vedeți că lumea tot dezvoltându-se tot mai mare, mai tare și mai mare, cum spune, mai departe, au inventat fel de fel de țigări. Iar azi căutam pe internet cum se numește calian în limba rusă. Nu știu dacă e corect, poate o leg mai corecta. Hargelia, așa? Narghilea. Narghilea, ea ca corect, știi. Și mă uitam, zic, calian fumează de asta. Țigări mentolate, de că asta nu e de mirare. Dar au inventat și alte soiuri, de exemplu, țigări cu gust de cafea, de trandafir, de lalea. Totuși, poate asta nu e un viciu, dar poate cere și organismul dinăuntru și noi nu știm. Cine ar vrea să complexeze ceva? Domnul Gheorghe, nu? Ne aude? Valeriu, poți spune ceva? Dacă am ști care e cauza, poate am găsit și soluția. Este dictonului, o problemă corect formulată, e pe jumătate rezolvată. Dar vedeți că mult nu spune când facea domnul Francischi misiunile, vorbea acolo un medic, domnul Dan, dacă nu mă greșesc, și tot spune că mulți secrete nu spun, chiar la cancer. Dumnealui povestea că a luat un kilogram de zahăr 5 ani în urmă și spune că veniți la mine acasă, eu dacă am luat două lingurițe de zahăr și mă simțesc foarte bine, măcar că dumnealui avea cancer. Deci, cancerul tău distruge zahărul. Iată ce părere aveți despre cei ce fumează. Și uitați cum spune, de la 1 ianuarie, de obicei de la 1 ianuarie, că îți leapă de fumat, spune în ajunul anului nou, spun gata, de la 1 nu fumeți. Cum s-o cotiți, că ce consecințe poți să aibă dacă omul brusc leapă de fumatul? Nu se știe dacă e chiar probabilitate ca omul chiar să înceteze să fumeze, fiindcă unii oameni, după ce se încep să fumeze, ei încep să obișnuiască cu asta și probabil, pentru dânsii deja să fie mai greu ca ei să oprească din fumat. Deci nu cred că s-ar putea să țină de promisiune și să înceteze să fumeze. Părerea mea. E foarte greu să lepeți fumatul, mai ales când anturajul este cineva care fumează, un la mână. Doi la mână este o dependență, eu am trecut prin asta și mi-a fost foarte greu să lepăt. Mai mult ca atât, mintea o leacă se schimbă. Atunci când fumam, era un fel de gândire. Și după fumat, da, am simțit îndată și beneficii, adică și sănătate, și fizic, și mentală, o altă gândire. La început este parcă așa un fel de, în rusă să spun, parcă tormozești, parcă nu poți să acomoda, ai vreo două săptămâni și își numesc unii lomcă, ceva genul ăsta. Nu poți gândi, nu te poți concentra absolut la nimic. Însă cu timpul, undeva peste o lună, intri în ritm, și deja și memoria puțin se îmbunătățește. Memorizez mai mult, reții mai mult, chiar să le repovestești, adică la filme, să aduci aminte toate momentele din film mai importante. Adică și când am, nu era așa ceva. Adică memoria mult mai scurtă. Poate cine a intrat
din domnul Gheorghe. Bună seara! Bună seara! Mă auziți, am trecut la alt calculator, cred că calculatorul ăsta nu-i piratat, să mă pupe, cum zicea la, știi tu, își pădem și trenul, știi, nu mai deschid paranteză. Orice caz, tema interesantă, personal nu fumez, cred că în viața mea am fumat până la vârsta de 5 ani, când eram mic și nu prea înțelegeam. Îmblam pe drumuri cu prietenii mei la Horodiște și strângeam chiștoașe sau resturi de țigări și ne duceam undeva la viceu și era un viceu în satul meu natal, acolo lângă Gojineață, din Ciocleja și iată, într-o zi, mama mea, la vârsta de 5 ani, a văzut că ies să fum acolo și s-a speriat, că a crezut că arde viceu, știți? Și iată, un nanaș de-a meu m-a prins și m-a pus să mănânc toate muștucurile cele de țigări. Și iată, de la vârsta aceea de 5 ani, cred că am înțeles că ce făceam eu până la asta vârstă nu-i bun și n-am mai fumat de atunci. Dar vreau să spun că am fost foarte mult intoxicat cu această mizerabilă nicotină, fiindcă am lucrat foarte mult pe plantațiile de tutun din Republica Moldova, unde când venea un control de la Raion, pe noi copiii ne ascundeau, că era interzis folosirea copiilor pe șantier, de asta, nu pe plantațiile de tutun. Vreau să spun că în Franța, aici, câțiva ani în urmă, a ieșit chiar și o lege anti-tabac și toate restaurantele, cafenele deci din oraș era interzis fumatul, cred că și Repu Moldova deja această lege se aplică. Amenda este de 60 de euro dacă te prinde ceva și totuși lumea începe să fumeze. Au scumpit, văd că și Valentina ce a spus la început că un pachet de țigări costă până la 10 euro. Nu degeaba șofelat a căzut momeală la business-ul ăsta, ali cu un euro Moldova, România e 5, dacă ne-l duci de acum pe Ungaria, Austria, de acum de 2 ori, 3 ori, cred că prețul lui. Vreau să spun că în Republica Franceză, unde stau eu aici și locuiesc, ei au mers mai departe, fiindcă ei când au făcut o socoteală, au înțeles că din cauza tutunului, mulți oameni se îmbolnăgesc de cancer pulmonar și pentru lecuirea lor este foarte scump această lecuire și în genere sunt foarte multe decesuri pe an, poate să fie chiar și 100.000 sau chiar și mai mult anual. Și eu am ajuns la așa o concluzie că ca să nu adiminească fumatorii, adică știți cum, eu vreau camel, eu vreau malbro, eu vreau ce, au de la 1, iată am pus așa și piciatul o informație că de la 1.01.2017 a ieșit o lege în Franța ca toate pachetele să fie neutre. Înțelegi? În afară de Ministerul Sănătății, prin timp, în fumatul este pericol pe sănătatea ta, dar și toate pachetele sunt albe, adică lumea, adică nu se mai aruncă după Camel, Marlboro sau Kent, cum umblau, noi hai să fumăm Kent, că e mai bun decât și hai să fumăm mai mult Marlboro, că e mai bun decât altceva. Și eu vreau să spun că fumatul, într-adevăr, e dăunător. Dacă începe a fuma, mă uit aici, majoritatea francezilor își intoxichează organismul dublu, adică ia o țigară și un expreso dublu, expreso, adică o cafeluță acolo cât o calimară sau mai mică așa ea, foarte tare și o țigară. Și socotiți dumneavoastră ce efect asupra organismului, că te uiți la ochii lui, parcă nu că-i bad, așa, parcă e în delirul morții, așa, aveți o față obosită și parți gel de el, dar dacă treci o 2-3 ori, iar mă duc trebuie să iau o cafeluță și o țigară, mă duc trebuie să iau că măi, stai la că chiar și așa să fii dependent. Și în Franța sunt mai multe, să zicem, metode de a lupta cu fumatul. Una este un fel de patch, nu știu cum acolo pui, un fel de peliculă, nu știu unde, pe mână sau ceva, care într-un fel îți regulează pofta asta, ți-o am lină,
sau sunt un fel de bomboniele sau ceva, cum spunem noi, ceva care să le sugi și tot îți trece poftă, sau cel mai șmecher ce au izbutit unii și cred că nu e atât de periculos pentru organism, este țigara electronică, nu știu dacă Moldova s-a ajuns la ceva. Și numai cât e mirosul n-are această țigară, pun niște brâiene acolo și fumezi și nu e așa de dăunător pentru organism. În genere, spun că fiecare parte a lumii, deci în Franța, Republica Moldova, deține două monopoli extraordinar de mari. Alcoolul, vânzarea alcoolului și vânzarea tutunului. Iar că dacă este două monopoluri, statul nu le deține, atunci statul cel e pierdut. Și când te uiți că medic, hai să zic că eu, tu, altul, care nu știm la ce poate aduce tutunul, dar când tu vezi un medic care lasă omul pe operație acolo, în timpul operației sau în afară operație sau după operație, ies afară la o țigară, atunci eu zic, măi, dacă ăsta știi precis că e dăunător și Ministerul Sănătății preîntâmpină. Pentru mine e bizar să văd un medic care fumează, înțelegi? Fiindcă ați pomenit de medici, am vrut să spun și eu ce recomanda un medic la niște persoane. Eu de față și-am auzit și m-am mirat, zic, așa leacă streacă. O zis că trebuie să iei o broască, de exemplu, telefonul ăsta e broască, și iei o țigară. Săruți odată broască, după asta trage un fum. Iarăși o sărut și iarăși. Deci ca asta, cum spune, ca o antipatie, pe urmă de vin. Domn Gheorghe, eu am vrut ca să nu înconjurați, dar să ne spuneți concret. Lucrați la Consiliul European, ca jurnalist. Încă o dată, te întrerup. Eu ți-am spus și în interviu care l-am avut noi amândoi, eu nu lucrez la Consiliul European. A lucra înseamnă a fi remunerat cu un salariu. Eu fac un binevolat acolo, din propria inițiativă, conducându-mă de faptul că dacă nu m-aș duce eu, nu se mai duce altcineva. Republica Moldova este o țară săracă și, cum am spus eu, de 3 ani de zile nu vin niciun jurnalist. Acum aștept întrebarea dumneavoastră. Da, ne folosim și noi din moment ca să întrebăm. Că mătale tot ați înconjurat, dar n-ați spus. La Consiliul European se fumează, au coșuri pentru țigări acolo. Și dacă ați observat vreun magazin prin, sau poate chiar înăuntru clădirii, dacă sunt unde să vând țigări? Da, cu părere de bine, n-am văzut și un magazin, și chiar și interiorul Consiliului Europei este restaurant, sunt niște magazine de suvenire, adică nu se vând, dar așa printre așa ușă, am văzut că unii încetșori își folosesc țigările astea electronice, adică trag câte un fum și suflă fumul într-o parte așa să nu fie observat de oameni. Adică se abuzează, dar nu se fumează așa 100% cum în stradă. Este o amendă strașnic de mare. Dacă eu aș filma un deputat, dacă eu aș fi Oleg Brega și aș urmări pe cineva care fumează, acela cred că un 3-4 mii de euro trebuie să-l plătească amendă. Dar nu asta e scopul meu acolo. Rău că la noi nu, legea nu spune în aplicare când ești prins unul că fumează în spațiu public. La noi legea impune amenzi pentru fumat în spațiu public, dar nimeni nu o aplică. Tăi așa ei care sprinși că fumează, bați cu avertizare, dar ăștia tot continuă și nu-s pedepsiți pentru faptele lor. În Franța, Alexandru, țigările se vând la un numit chiosc, se numește birou de tabac. Adică nu găsești nici la magazinul alimentar, nici altă parte decât în chioscul birou de tabac unde se vând ziare. Acolo poți să cumperi și o țigară. Dacă tu intri acolo, îi dai acolo 1 euro și îți cumperi o țigară, înțeles, sau 50 centime. Altă parte, monopolul vânzării țigărilor, iată, nu știu, am înțeles că și Republica Moldova
edilul ăsta capital, Chirtoacă, a început să construiască așa gherete micuți, unde majoritatea inșilor, prieteni de lor, vând țigări în aceste gherete. Adică se imitează un fel a la francez, cum fac aceia francezi, birou de tabac, dar aici se vând numai ziare și țigări, poate o gumă, două, așa, niște loto, loz în plic, sau cum zicem noi. Și nimic, nimic. Domnul Gheorghe, mai am o întrebare. Cum înțelegeți? Câteodată, iată, la televiziune spune fumători responsabili de sănătatea sa. Oare poate să fie așa? Fumător responsabil? În primul rând, știți cum, altul, să zicem, dacă nu fumează, nu se calmează, înțelegi? Și cred că el e responsabil de sănătatea lui. El se teme, să zicem, medicul după operații grea, el atâta stres a avut în el, că el iese undeva în culoare și trage o țigară, știți? Adică, într-un fel, își diminuează stresul. Adică el e responsabil, el fumează țigara asta, având oarecare responsabilitate ca să-și revie din stresul acela. Dar, până la urmă, fumatul e periculos, ce să mai vorbim. Am iarăși o întrebare pentru domnul Oleg. Țigările de azi, nu știu, parcă am fost la fabrica de țigări în Chișinău și am văzut cu ochii mei că spune tutun adevărat. Dar am văzut un film în care se arată când spune smoală, nu știu dacă corect smoală spune și românește. Și ori alți oxidanță și numai ca să iasă bani, până spun și paie, și brusturi, și doriți. Ce părere aveți? Țigările acum sunt pur ecologice? Când vorbesc, spune că cumpărați țigări, că este pur ecologice. Ei, hai să vorbim. Când vorbim despre căcat, nu putem să zicem că are aromă. Căcatul pute și despre căcat spui că pute. Înțeles că se gândesc chiar să interzică țigările astea cu aromă de mentă, de temirce, iasomie, chestii, că ele sunt înșelătoare. Îți la fel de nocive, dar te păcălesc cu parfumul, cu aroma aceea. Dacă tutunul curat, pur, e otrăvitor, cum să te mai gândești că cineva încearcă să mai pune o travă? E adevărat, probabil, bragă praful acela care îl strâng de la fundul sacului, îl bagă în țigările cele mai proaste, probabil tutun mai curat, mai puțin prăfuit, îl bagă în țigările cele mai scumpe și mai bune. Dar oricum rămâne o travă. Ce spui mai mult, mai otrăvitor decât tutunul acolo? Deci puțin îmi pasă dacă țigările sunt adevărate sau contrafăcute. Ele oricum o travă rămân. Și pe hârtia în care în punga care se vinde trebuie să scrie o travă. Și să nu uităm un lucru că tutunul așa o plantă a dracului, cum se vorbește, că până nu o tratezi de boli, adică cu chimicale foarte puternice, ea nu crește. Și uitează, plus că planta e otrăvitoare în sine, adăugăm încă și otrăvurile astea cu care ea este tratată. Aici în Franța, vreo 3-4 ani în urmă, se strângeau frunze după frunze, patru culesuri cu un fel de combine sau combine tutun, adică în decurs de o lună patru culesuri, de la primele două frunzulițe până sus. Dar acum au văzut că culegătorii cei care sunt așezați pe niște scaun de urma combinului, combinul pe ei duc pe rânduri și ei bade stânga pe dreapta pe două rânduri, ciupesc, ba aici două frunze, ba acolo două frunze. Și ei au ajuns pe la ce că oamenii acești care lucrează s-au îmbolnăvit de cancer și sau alte boli respiratorii, nu știu acolo, și au ajuns pe la ce că au început să se dească un tutun care nu îl culeg până la sfârșit. Adică prima frunză scoace, nu o culege, a doua scoace, nu o culege, a treia, a patra, a cincea,
când pe urmă merge un combine și cum a cosi grâul, înțelegi? Așa cosește plantele acestea de tutun și duce undeva și îl usucă, înțelegi? Adică, într-un fel, au limitat la maximum contactul omului cu această plantă numită iarba diavolă sau, mă rog, tutun. Dar la noi încă continuă să lucreze oamenii cu mâna goală, la înșurat, la uscat, la câte și mai câte operații, la strâns de pe câmp. Și chiar lucrează copiii acolo. Oamenii cei se duc cu mâinile negre acasă, mănâncă la amiază cu mâinile negre și după aceea numai ce auzi pe la 50-60 de ani că gata, nu mai poate, că l-a apucat pâșingenea, ficatul, eczema. S-a dus sistema și stă și gojește și pe banii statului și uneori nici nu-i mai ajunge viață până la pensionare sau se pensionează și peste jumătate de an s-a dus. Țin minte când eram copil, tot culegeam tutun, mai tăiam și floarea tutunului și aveam așa niște mâini murdare de smoală. De ce? Ca să speli mâinile, trebuie să pierzi vreo jumătate de oră. Și noi de acum făceam în felul următor, luam bucata de pâine, o fășuram în ziar și în felul ăsta mâncam. Și dar dormeam la umbră, că era undeva în câmp deschis, dormeam la umbra tutunului, adică că nu găseam umbră. Și eram otrăvit înzecit. Și atât, poate și ziua de azi, dacă mă tușesc cândva, atunci tot se trage din copilărie. Adică până la vârsta de vreo, așa să zicem, 13 ani, cam vreo 7-8 ani, acum am dus-o prin tutun, prin plantațiile acestea. Adică mama mea începea lucru, începând cu semănatul tutunului în serie, pe urmă se începea cuvântul cel la pichirovcă, adică se transplanta firele astea la o distanță mai mare, pe urmă era procedura aceasta de sădire a tutunului, pe urmă de prășit, și pe urmă, și tot așa, culesul, întâi culesul, doi, tăierea florii și tot așa mai departe. Dar pe urmă se începea cel mai greu lucru, popușirea tutunului. Adică chiar și la miezul nopții, noi chiar în ogradă aveam o căsuță în care se usca tutunul și tutunul acesta, podul nostru era plin cu tutun, baloate de astea, de foi sau frunze uscate și până la 2-3 noapte luam și îl balotam, îl păpușeam ca să-l ducem la un centru de primire acolo. Adică ne intoxicam la maxim și atunci noi nu știam, dar tot vedeam că vin corespondenți cu camera, foto, să ne filmeze, ne ascundeau, fugeam. Într-un fel, era și atunci un fel de din partea statului, adică nu se dădea voie, dar totuși se călca toate regulile de securitate. Domn Gheorghe, dar am vrut să vă întreb, fiindcă mă tale ați pomenit aici de țigările electronice. Se poate de vândut țigări electronice minorilor? Nici într-un caz. Deci într-un caz, dar minori știi cum, mări pe drum, văd un moș de astea care doarme sub un gard, îi dă un euro în plus, du-te și îmi cumpăr o vodcă și o țigară electronică. Și crezi că astea care doarme sub pod nu s-ar bucura la un euro? Se bucură, du-te și cumpără, face un serviciu, poate foarte primejdios, dar îl faci. Acolo chiar la orice casă, aici în Franța scrie că minorilor până la 16 ani le se interzice de a se le vinde alcool și țigări. Și dacă îi mărunțelul alea la trup, până și nu arăți certificatul de naștere sau un document oarecare, nu-ți dă voie să ieși cu vin sau cu țigări. Dar eu uitați-vă, calianul ăsta, narghilie, oricum a spus-o Oleg,
totuși îi spun că fumează, că treci prin apă, ceva, un sistem acolo prin apă și zici că toate chimicalele astea rămân în apa aceea. Oare poate să fie așa, să rămâi chiar toate? Asta e un mod arabesc de a fuma, adică arabii din Franța și în genul de toată lumea au un mod al lor de a savura ceaiul verde sau de a fuma narghilea. Adică ei, într-un fel, să măjesc pe ei însă că astfel de fumat e mai puțin periculos, dar tot fum. Mai trece și pe apă, ca și cum spune Oleg, numai ce e un cuvânt acolo, că poți să-l duci și pe mare și pe zăpadă, că tot așa la rămâne. Poate trece el și prin altceva acolo, dar nu se mai purifică. Dacă fumul ăsta de țigară ar fi trecut printr-un, să zicem, purgatoriu sau cum, printr-un filtru extraordinar de puternic și toată nicotina rămâne în filtrul cel, atunci mai cred și eu, dar încearcă și suflu în fumă apă, se formează o turbulență acolo și undeva tot nu mai iese, că nu intră în reacție fumul cu apa. Dar mă știi, poate mă greșesc. Și totodată încă una am vrut să vă întreb de amenzele este. Ați văzut în Franța ca să plătească totuși amenzi pentru fumat? Da, desigur, au plătit mulți și când au văzut că pentru țigară, ca de obicei te duci la o cafenea, te întreabă unde vrei să iei mâncarea, cafeaua, la terasă sau la... Da, alții șmecheri, au și sală de fumat undeva, specială prin ordonanță, adică legitim. Și tu, mă rog, te mai zgârșezi că vreau la terasă. Bun, la terasă e cu un euro mai mult, în loc de 3 euro, cafea e 4 euro și nu-ți dă voie să fumezi. Dar știți cum naravul ăsta prostesc, vrei nu vrei, scoți o țigară. De acolo este cameră de filmat și te-o prins, vine chelnerul sau cineva de acolo, din administrație, în timp de o minută ți-a făcut protocol și dacă nu plătești, atunci îți dau 3 zile, îți dau chitanța și în timp de 3 zile nu plătești 60 de euro, pe urmă trebuie să plătești 180, dacă nu plătești 180 și 3 zile, sunt 900, dacă nu plătești 900... Deci mărești amenda, da? Da, dacă nu plătești în două săptămâni, atunci se începe 2 ani de pușcărie, 5 ani de pușcărie, depinde cât timp, înțelegi? Bine, ce concluzii puteți face la urmă? Totuși, măcar ceva, legea asta este bună, că s-au introdus amenzele, lumea totuși poate fără bani, poate mai de frică și nu vor fuma atâta. Ce părere aveți? Concluzii. Fumatul este, știți cum, în genere eu așa am impresie că tutunul ăsta, cred că și am dreptate, am citit una în internet, a venit undeva de la indieni, din America, când în Europa tutunul nu era înainte și la ei tutunul ăsta, vedem din filme, nu se fuma așa cum se fumează la noi, vrei, nu vrei, hai să fumăm. De acolo era un fel de lulea care ei numai trăgeau numai câte un fum pentru pace, adică chemau un trib pe alt trib care se dușmaneau și aprindeau o lulea sau o țigară păcii. Și ăștia care erau implicați în conflict trebuia să tragă numai un fum ușor, ca și cum îți de acord cu ceilalți. Dar europenii când au venit, ei au început să fumeze, chiar să fumeze. În tradițiile. Adică indienii nu prea fumau așa cum noi, adică tutunul la ei era folosit, cred că, mai mult pentru ca o plantă medicinală, cum și acum tutunul. Nu trebuie să uităm că este una din principalele plante care se folosește în medicină. Mai are cineva de făcut vreo concluzie? Domnul Oleg, poate? Dacă n-are nimeni de făcut concluzie, atunci cred că putem să închidem deja. Sau mai da. Vorbește.
Eu vreau să vă mulțumesc tuturor participanților care au fost cu noi astăzi, și anume Oleg Vrega, București, Gheorghe Bobeica, Franța, Valerii Gușan, Chișinău și Alexandru Muntean, Chișinău. Vă mulțumesc, noapte bună! Și eu vă doresc o seară plăcută, la revedere, fără tutun și tot celelalte. La revedere!